Armata 14-a primește prin aprilie o rezoluție în Duma de Stat, recunoașterea implicării ei oficiale, în care se spunea într-un text că armata rusă este responsabilă cu apărarea intereselor legitime ale populației etnice ruse, indiferent de ce loc se află. Ceva de acest gen. Practic, se crea oficial o responsabilitate care acționa retroactiv, pentru că armata 14 era, a 14-a deja exista acolo. Generalul Lebed era generalul învins de Mujahedin în războiul din Afganistan, venit acolo ca să își Spune imaginea. spele din onoarea specific generalilor, specifică generalilor ruși. Și toată circăria, postul de poliție de la Tighina, pe care îl apărau vreo 20 de polițiști, era la o jumătate de kilometri maxim, 400-450 de metri de postul de poliție al rușilor, separatiști, și trăgeau unii în alții, erau izolați acolo. Până la urmă, asta este rezultatul pe care îl avem, adică un conflict înghețat, nu s-a rezolvat nimic acolo. Spuneați mai devreme că Transnistria va rămâne a rușilor. Prin Evident. urmare, dacă va fi vreodată integrare a Republicii Moldova în România, în Uniunea Europeană, unde va fi ea, va fi fără Transnistria. Bineînțeles. Dacă asta era Păi eu mă bazez un răspuns pe pe care îl logică, eu mă vroiam, bazez da. pe logica rusească, care funcționează impecabil. Că eu, din simplu cititor al istoriei, îmi dau seama că rușii sunt foarte eficienți în lucrurile pe care le întreprind. Ceea ce e foarte adevărat, da. Haideți să revenim pe în vremuri mai noi, adică în 2007. După mulți ani de la conflictul din Transnistria, mulți ani de la independența Republicii Moldova, mulți ani de la schimbarea limbii de stat din limbă românească în limbă moldovenească, mulți ani de la multe, în care suntem, o să vedem câteva din conflictele care se desfășoară acum în Republica Moldova și să vedem ce se va întâmpla. Dacă există vreo șansă ca partidul ăsta comunist, partidul sovietic, ce cu partid comunist, partidul sovietic din Republica Moldova, care se numește Partidul Comuniștilor, va avea vreo șansă cu ghilimele să piardă viitoarele alegeri parlamentare din 2009. Ce credeți că se va întâmpla? Am și ceva sondaje aici, am niște rezultate de la alegerile locale, o să discutăm și pe ele. Colegii noștri analiștii au câteva naivități și se bucură atunci când constată, cum e și cazul despre care vorbim noi, o scădere electorală a partidului. Da. Dar pierd din vedere că aceste scăderi merg până la o anumită limită. Exact cum în România Corneliu Vadin Tudor ar fi putut urca numai până la o anumită limită și la un moment dat nu putea să scadă sub o anumită limită, trebuind să facă ceva pe acel segment. Și în Moldova, niciodată Partidul Comuniștilor nu va suferi atât de mult încât să existe vreun risc să dispară sau să Nu se nu poată dispară, face o vorbim. majoritate cu Edinzvo sau cu Partidul Agrarienilor, care sunt partide de diversiune. Nu știu dacă știți, imediat după 1990, Partidul Agrarienilor exista în fiecare țară, și în Bulgaria, și în toate țările ex-Iugoslavie, și în România. Acel partid al agrarienilor avea în spate niște consorții financiare foarte puternice, care au fost și în România. Partidul Agrarienilor, dacă vă amintiți, a fost în Parlamentul României cu 7%, era un partid cu scor asemănător Partidului Unității Naționale al Românilor. Și în România, în Bulgaria, n-a mai fost cazul existenței sale, pentru că toată zona de interese până la 1996, să zicem, a preluat-o PSD-ul. Și atunci ei au dispărut. Aș vrea totuși să cred că România n-a, există o ro, șansă să România n-a, piardă comuniștii scuzați, la viitoarele alegeri. România n-a vrut niciodată să intre în Uniunea Europeană, până mai de curând. Da, asta Politicienii deja e un lucru Politicienii noștri pe nu și-au care dorit multă acest lume lucru. știe, da. De 17 ani îl vorbesc și îl argumentez, dar în realitate nu și-l-au dorit. Ca și votul uninominal din zilele noastre, la fel. Ei nu și-l doresc. Numai că în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană, așa era trendul, cum se vorbește acum. Și ei erau datori să funcționeze în această grilă, dar în realitate ei nu doreau Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană nu mai lasă să fure. Uniunea Europeană nu mai lasă să existe în Ce clanuri.
Uniunea Europeană face tot posibilul să diminueze corupția. Ce se va întâmpla până la urmă? Pentru Și ei că nu mai sunt liberi în Uniunea Europeană. vedem că practic toate structurile de putere, structurile statale, sunt conduse în Moldova de comuniști. Câteva dintre autoritățile locale sunt conduse mai nou, aș spune, de forțe democratice, Vă referiți la primăria? Păi da. printre care și primăria Chișinău A e fost condusă mereu de așa. liberalul Dorin Chirtoacă. A fost mereu așa. A fost mereu așa, nu e nicio noutate. Primăria de la Chișinău și când a fost primarul pe care, mă rog, l-am prins eu, Costin, mi se pare, Nicolae Costin sau Costin Sigur. Tot așa, în mijlocul comuniștilor, la Chișinău conducea cineva care era de-al nostru. Era de-al nostru, Da? dar erau poate era de-al nostru pe jumătate, adică chiar mi se pare La că București n-a condus mereu Dorin convenția. Chirtoacă e un unionist convins, Da, dar la adică București n-a condus mereu convenția și în realitate era PSD-ul la putere. Și a ieșit acolo. Evident, șansele sunt mai mari. E bine că e așa. Nu e mai rău decât, nu e mai rău că a ieșit Chirtoacă în locul, nu știu, care lui nepot al lui Voronin. Nu asta vreau să spun. Dar eu zic că nu e de ajuns, deși nu e sunt de părți pe ajuns, da. margine, nu e de Da. ajuns nici pe departe. Nu e de ajuns pentru că noi nu mai înțelegem ce se întâmplă cu noi. Noi suntem consumatori ai istoriei. Eu zic că ar putea să fie speranța următoare, să avem speranța că, într-adevăr, Chirtoacă și partidul lui și poate și celelalte forțe democratice, dar cel puțin în el eu am o anumită garanție că este pro-România. Adică a făcut studiile în România, a lucrat în România și din ce a făcut până acum dovedește că vrea unirea, deși limbajul lui este foarte diplomatic, fără a încerca să inflameze spiritele. Adică lumea îl întreabă, vrei unirea cu România? Și el zice, Despre Europa. vom adera la Uniunea Europeană, acolo ne va fi mai bine. Adică pe ideea asta e să aderăm la Uniunea Europeană și acolo ne vom uni. Deci un limbaj destul de democratic pentru a nu inflama spiritele prorusești. E impropriu. În realitate, în Uniunea Europeană nu te mai poți uni cu nimeni. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar important este să ajungă Suntem acolo. împreună acolo, asta e adevărat. Suntem împreună, să N-ai fim cu cine împreună să te mai acolo. unești.